Bun găsit, bună dimineața! Noi suntem trupa Peregrini și astăzi cântăm aici, lângă vechiul tramvai, cu ocazia zilei transportului public la Timișoara. Aniversăm azi în 8 iulie 144 de ani de la prima cursă cu tramvaiul la Timișoara și la invitația RATT, după cântarea noastră care va dura cam o jumătate de oră, vă poftim în tramvaiul turistic la o plimbare gratuită prin oraș, însoțiți de ghidul nostru. Este ora 10:30. Prima cursă turistică a tramvaiului pleacă la ora 11, așa cât înceapă muzica. Dar călătoria muzicală prin istoria Timișoarei va fi făcută. Cândva de mult, aici era piața principală a orașului în vremea turcilor. Pe locul primăriei vechi era o baie publică, pe locul clădirilor militare, grădini și fântâne arteziene, iar în partea opusă, marele bazar. Garnizoana militară otomană a Timișoarei avea orchestră, iar marșul militar Mehter Marșu, considerat cel mai vechi din lume, a răsunat și la Timișoara în această piață, în vremea sultanilor. Continuăm călătoria muzicală în istoria Timișoarei, oraș care imediat după cucerirea austriacă, în 1716, a primit mii de imigranți germani. Acum 200
secole, un nou val de imigranți din țara șfabilor a venit în Banat. Valsul care urmează se numește Valsul Șfabilor Dunăreni. Nu uitați însă de programul de astăzi. După acest scurt concert, la ora 11, Tupa Peregrini și regia RATT vă invită în tramvaiul turistic la o călătorie gratuită cu ghid pe vechiul traseu al tramvaiului cu cai, de ziua transportului public. Și acum să ascultăm una din cele mai vechi melodii lăutărești din Valahia, neschimbate de sute de ani. Thank you.
boiere pită nouă, ascultați ce vă spun vouă, eu mă duc, mă prăpădesc, ca un cântec bătrânesc, eu mă duc, mă prăpădesc.